Analizăm această etapă cu numărul 11. Vă reamintesc că CFR reușește să se impună pe terenul Astrei și se apropie la un singur punct de FCSB. Mâine vom avea numai puțin de 3 partide și cel puțin 2 dintre ele sunt extrem de interesante. Bine, mie mi se par toate 3 interesante, dar așa la vârful clasamentului, Dunărea Călăraș, FC Voluntar de la ora 14, Șep și Gaz Metan de la ora 18 și FCSB, cam obligată să câștige cu Concordia Chiajna, partidă care va fi de la ora 20:01. Îl avem la telefon însă, până mergem mai departe, îl avem la telefon pe președintele celor de la Hermannstadt, domnul Teodor Birț. Bună seara! Bună seara! Trebuie să le spunem și telespectatorilor noștri că am vrea să discutăm despre ceea ce a declarat și antrenorul dumneavoastră, Alexandru Pelici, că în ultimele 4 etape, dacă nu mă înșel și rețin bine declarația, ați cam fost privați de niște puncte din cauza arbitrajului. Așa este. În primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru că am dat ocazia să intervin în emisiunea noastră. Vă mulțumesc mult pentru că până acum n-am putut să o fac și n-am plătit foarte mult. Dumneavoastră ne auziți? Cred că avem o conexiune destul de slabă. Am să vă rog să revenim cu legătura telefonică dacă nu se reface. Ne auziți? Da. Se pare că nu avem legătură. Probleme de semnal. CCA-ul, ATA firul. Da, agenturile, cum spuneai și tu. Da. Revenim la ce vorbeam și de... Până atunci, dacă permiți să întreb repede pe Daniel Stanciu. Ne bucurăm, bun, a revenit Mutiniu, să spunem. E un jucător care tot a fost încercat, forțat la CFR și în sfârșit și joacă. Te-aș vrea să te întreb, Daniel, dacă crezi că l-ar putea reinventa sau, în fine, lansa în sfârșit la CFR și pe Ioniță, cum să-i sau. Eu duc, asta e durerea noastră. E un fotbalist român, ne interesează mai mult Ioniță decât un Mutiniu. Și la Ioniță văd o îmbunătățire a... nu numai a jocului, ci a mentalității și dorinței de a reuși și de a face cât mai mult în teren. Și astăzi a fost foarte util, chiar dacă realizările n-au fost atât de mari ca la ce așteptări ai, însă a alergat foarte mult, a pasat, a jucat foarte bine din punct de vedere tactic, din ceea ce am văzut eu. Dar, da... Pentru că e discuția asta, un antrenor așa, căruia îi plac poate jucătorii mai tehnici, un joc mai combinativ, Ioniță teoretic s-ar plia pe stilul lui Conceição și de asta te întreb dacă crezi că ar putea în sfârșit să își arate valoarea la CFR. Cu siguranță, Ioniță este un jucător valoros, unul dintre cei mai valoroși tineri fotbaliști români și a fost așa o perioadă probabil în care a căzut, a avut o cădere, dar... ultimele două partide, și la el ca și la Mutiniu, am văzut o creștere evidentă și cu siguranță Ioniță va fi un jucător de bază, un jucător important a CFR-ului în viitorul apropiat. Am restabilit între timp legătura cu domnul președinte Teodor Birț. Am înțeles că sunteți pe Valea Oltului, rămâneți puțin pe loc ca să ne auzim, că acolo e semnalul cam... Nu e nicio problemă. Înainte să vă dau cuvântul, trebuie să vă mărturisesc faptul că și noi am analizat faza de astăzi de la acel penalti și să știți că și noi l-am criticat foarte mult pe Iulian Călin și chiar și pe arbitrul asistent de pe acea parte care ar fi putut să vadă foarte bine acea fază și nouă ni s-a părut că este un penalti absolut gratuit. Da, este incredibil cum poți să acorzi un asemenea penalti. Eu așa ceva, nu știu, îmi pun o întrebare, dacă se întâmpla să fi primit acel penalti Steaua sau o altă echipă cu vechime în Liga 1, cred că cădea cerul în seara asta pe toată lumea. Din păcate, noi suntem o echipă mică și ni se poate întâmpla orice. Dar aș vrea să mai aduc în discuție o altă fază. Gândiți-vă, am primit un cartonaș rosu. Faultul la e, care... E faza cu banc, cu bancul. Da, exact. Când lovește cu pumnul, nu? Peste cap. Primește Dumitriu primul cartonaș galben. Total gratuit. Exact. Da, al doilea a fost, că l-a tras de tricou. La al doilea, înainte să faulteze Dumitriu, Fedele îl faultează pe Nkololo, îl calcă pe picior. Nu, arbitru este și arbitru de rezervă, nu se realizează nimic în fața lui. Să știți că noi avem imaginile despre care vorbiți dumneavoastră. Dumitriu îl trage de tricou. Dar înainte de acea fază, dacă vă uitați, a fost un fault făcut de Fedele asupra lui Nkololo.
care n-a fost semnalizat. Da, uitați-vă aici reacția. Nimeni. Uitați reacția aici. Cristiano Ronaldo a luat roșu cu Valencia pentru că l-a mângâiat pe frunte pe un adversar, iar Banco aici îi dă un pumn în cap lui, da, lui Dumitriu. Exact. Dați seama că nu-i normal. A, și aici spuneți dumneavoastră, noi vedem faza când e un fault mai întâi pe care Iulian Călin nu-l vede la mijlocul terenului și apoi dă al doilea cartonaș galben, exact, lui Dumitriu, nu? Exact. Pe lângă faptul că l-a eliminat gratuit, la faultul, la acel penalti inventat, Tătar nu-mi joacă etapa viitoare. Nu se poate așa ceva. Până la urmă, este incredibil ce se poate întâmpla. Peste așteptările noastre. Nu se poate așa ceva. La meciul cu CFR Cluj, ați văzut arbitru, scăpăm singur cu portarul la 0-0, întoarce faza, nu ne lasă să marcăm. La celelalte meciuri, cum a spus și Alex, oricum o să pregătesc un colaj cu toate imaginile, o să vi le trimit începând de mâine ca să le vedeți toate greșelile care s-au întâmplat împotriva noastră. Da, bun, și atunci întrebarea vine logic. Ce este de făcut? Mie unul mi se pare că așa îmi place mie să cred, că nu mai există interese în arbitrajul din România, mai ales după ce a fost acea sperietoare de la sfârșitul anilor, când Cristi, 2009-2010, atunci, când s-a intrat tare de tot, da, în arbitraj. Mie mi se pare doar că arbitrii noștri sunt foarte slab pregătiți. Nu slabi, foarte slabi. Ne mai auziți? Nu cred. Da, cred că a plecat iar mașina pe Valea Oltului. Și iar nu mai avem semnal. Da. O să mai încercăm să mai dialogăm și cu domnul președinte, poate cu altă ocazie. Da, rămân la părerea mea, Daniel și Cristi. Nu e nimeni rău intenționat. Pur și simplu, hai, arbitrii noștri sunt slabi. Sunt greșeli. Nu știu, nu. N-aș putea spune că sunt slabi. Sunt anumite erori. Pentru că se întâmplă așa, periodic se întâmplă la cam la fiecare arbitru. Însă nu poți să spui că sunt slabi și nici rău intenționați. Păi nu, rău intenționați am spus că nu sunt, dar mie mi se pare că sunt slab pregătiți. Da, aici un penalti foarte ușor acordat. Este acea fază cu Banco care trebuia să vadă, că ai văzut că intervine repede și asistentul de pe acea parte care era foarte aproape de fază. Da, sunt greșeli care, de la care nu te aștepți la un astfel de nivel. Și două faze foarte grave și foarte stridente sunt greșelile, pentru că aici se vede clar că nu este nimic, iar la Bancu se vede clar că dă cu incidentul. Adică nu se lovește cu pumnul la foarte multe cunoștințe. Cum să nu vezi că dă cu pumnul în cap? Da, nu trebuie să fii un rafinat în arta arbitrajului ca să vezi aceste faze. Adică de multe ori mai apare câte cineva și încearcă să ne convingă cu acoperirea de regulament. Exact. Însă tot felul de circumstanțe din astea. Da, dar nu primează spiritul jocului și, adică mă gândesc și eu, nu știu. Ba da, normal și logica bunului simț, ai să vezi aici e o discuție pe care trebuie să o faci la, și nu noi, de fapt ar trebui să o facă cei de la federație și de la ligă la nivel înalt, pentru că în fotbalul românesc se traseze niște limite, nu? Da, pentru că știi diferența. Eu am început, am fost ziarist, vedeam altfel lucrurile în ceea ce privește jocul, fotbalul, echipele și așa mai departe. După aia am fost impresar, m-am apropiat de cluburi și am început să văd cam cum e viața în cadrul unui club. După aia am intrat și am condus și erau total diferiți și nu mai înțelegeam ziariștii sau nu înțelegeam de ce scriu așa. Și aici a fost nevoie și mi-a prins foarte bine că am fost un an în Israel, pentru că am văzut și altfel. Pe propria piele am simțit altfel. O concluzie așa rapidă, la noi sunt foarte multe simulări. La noi orice contact, jucătorul cade, păi, pentru că se tăvălește. L-ați văzut și jucătorul simte. Bărbuț în seara asta la meci. Da, da. A stat vreo 20 de secunde și se tăvălea că nu i-a dat nimic. Și simte că arbitrul este slab și de-aia face ce și face. Fiecare, și atunci probabil că și presiunea asta pe arbitri, ca să nu greșească, fluieră tot. Fluieră orice atingere. Da. Te scoate și din ritm, te enervează. Pentru că vă spun, arbitrii români, uitați-vă la cât, cel puțin în primele tururi, să vedeți câți arbitrii români sunt oficiază la jocurile internaționale, afară. Adică lucrul ăsta spune foarte mult. Dar nu trece nimeni de 16. De Europa League, de atenție. Kovac a arbitrat un meci în Israel impecabil. Da? Impecabil.
Jucăr înseamnă că nu instruiește, nu instruiește nimeni. Nis cu Locomotiv Moscova anul trecut. Tu, Daniel, te referi și la mentalitate, te referi la jucători în primul rând, că au tendința de a simula. De asta am spus, că e o chestie care trebuie să vină de sus. Și e încurajată și de arbitri, de maniera lor de arbitra. Și de sus trebuie să vină, cred că educația, cum îi crești. Făceam o comparație, aveam Instatul și în Israel lucram tot cu Instat. Și încă mai îmi venea pe mail, îmi veneau din România de la jocurile de Liga 1, să vezi minute efective jucate în Israel și minute efective jucate în România, care era o diferență. Era o diferență semnificativă. Era vorba de câteva minute care per total înseamnă foarte mult. Pentru că nu există fragmentări, nu există acolo dacă simulezi ai luat roșu direct, nu galben, roșu direct. Deci în anumite momente e obligat, nu vedeai accidentări. Cred că a fost un singur caz sau cred că două, dar unul mai grav, care de fapt s-a accidentat singur. Dar nu vezi atâtea faulturi și grosolane sau atâtea simulări. Și bineînțeles, de atâtea ori întrerupt jocul și efectiv te scoate din rind. De ce sunt atâtea gesticulări pe cele două bănci? Se protestează enorm, și în seara asta la Craiova ați văzut că a ieșit acel incident. Da, se vorbește mult după arbitraj, după meciuri, tocmai din cauza asta, toată lumea cerșește. Toată lumea cerșește ceva. Mi se pare că nu se mai discută atât de mult de arbitraj. În Israel n-ai voie. În Israel n-ai voie. În momentul când ai făcut un astfel de comentariu, trebuie să te aștepți la o amendă usturătoare. Deci nu e coșer. Nu-ți mai arde să mai vorbești a doua oară. Fugi de camere. Bun, mai avem o reacție de la Giurgiu, revenirea lui de acă, l-ascultăm și revenim apoi aici în platou. Bună seara, Ciprian. Bine ai revenit. Bună seara, bine v-am găsit. Cum a fost această așteptare? Pauză destul de lungă, nu? Două luni sau cât a fost? Da, dacă ne uităm peste calendar, destul de lungă, dar ținând cont la ce probleme am avut, eu zic că mi-am revenit destul de repede, pentru că, după cum știți, la ligamente se stă cam minim 3 luni, 3 luni jumate și după 2 luni eu chiar am jucat. A făcut o treabă bună fizioterapeutul care a stat lângă mine, a muncit zi de zi cu mine și țin să-i mulțumesc pe această cale. Ești recuperat 100% sau mai ai nevoie de timp? E clar că nu am ritm de joc, îmi lipsesc meciurile oficiale, pentru că nu e tot una antrenamentul cu meciurile oficiale. Dar acum se întrerupe campionatul, o să am două săptămâni de pauză în care voi reveni 100% și încerc să ating forma dinaintea accidentării. Cum ai regăsit echipa după această pauză? Cum ți se pare? Da, atmosfera clar că nu era bună, pentru că fiind obișnuit să fim acolo sus și mai exact să fim pe primul loc, e clar că în ultimele etape echipa nu a mers foarte bine. Dar e bine, cu această victorie suntem acolo sus și eu sper ca în scurt timp să fim pe primul loc, pentru că victoriile aduc încredere și doar așa putem să facem o treabă bună. Ești un jucător cu experiență, cu mare importanță la club. Tu cum ai văzut tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă? Săptămâna aceasta a fost agitată, fără președintele Iuliu Mureșan, iar în seara aceasta a fost la meci în tribune Marian Copilu. Da. Ce pot să zic? Îmi pare rău de domnul președinte Iuliu Mureșan, pentru că e un om deosebit care a fost la acest club, dacă nu mă înșel, 17 ani. Se identifică cu acest club, dar, după cum știți, avem patron și dânsul o decide. Este mai puțin important cine va fi în conducere, e important ce facem noi jucătorii, pentru că noi jucăm, noi suntem pe teren și echipa aceasta cu acești jucători a câștigat campionatul anul trecut. E clar că nu putem uita fotbalul de la o lună la alta. Trebuie să legăm mai multe victorii și să stăm acolo sus în clasament. Sunteți pe locul 2 în campionat și una dintre favoritele la titlu. Cum crezi că va fi lupta în acest an? Da, Steaua, din punctul meu de vedere, este marea favorită. Să nu uităm de Craiova, care au și o echipă foarte bună. Eu zic că va fi o luptă strânsă, cum a fost și campionatul trecut. Spui că abia aștepți aceste două săptămâni de pauză în care să te pui la punct din punct de vedere fizic, dar sunt sigur că aș prefera să fii la echipa națională. Da, vă dați seama cum nu pot să sar 20 de minute în teren și să mă gândesc la echipa națională.
M-am gândit foarte mult în ultimele săptămâni la acest moment. Mă bucur ca un copil că am revenit pe teren, pentru că nu e ușor să stai departe de teren și să simți că nu poți să-ți ajuți colegii, prietenii. Dar mă bucur, vă spun sincer, mă bucur în primul rând de victoria și în al doilea rând că am început să joc așa ușor. Da, revenire de bun augur și pentru Deac și apropiem ușor-ușor de finalul acestei ediții de Fotbal Luc și aș vrea să discutăm puțin pentru că urmează totuși o săptămână foarte importantă pentru echipa națională și o să vedem imediat și lotul convocat de Cosmin Contra pentru meciurile din deplasare cu Lituania, respectiv acasă cu Serbia, meciuri care se vor juca joi și duminică în Liga Națiunilor, Tătărușanu, Pantelimon și Niță. Probabil că Tătărușanu va fi titular în poartă. Zic că merita, scuze-mă, convoca Ionuț Radu aici, totuși, măcar așa simbolic. A debutat în Serie A. Sunt cele două jocuri care sunt importante, adică pentru... El spune că măcar... Ai un portar tânăr care a debutat în Serie A. Cei drept sunt mai, acele jocuri importante. Mai acțiune în noiembrie și atunci îl poți... După aceste jocuri. Radu, care, atenție, a primit un singur gol și ăla din penalti. În rest, dar totuși, bine spune Daniel, acele meciuri sunt mai importante. Acolo este o miză reală. El are timp și într-adevăr. Și are timp, tineret, exact. Mai bine lider la tineret decât rezervă la echipa mare, așa este. Benzar, Manea, Săpunaru și Toșca sunt printre fundașii convocați de Cosmin Contra. Gabi Tamaș imediat vom vedea și Tamaș și Nedelcearu sunt noutățile. Da, sunt titulare amândoi. Cu Tamaș vom vedea o fotografie la echipele lor ceva mai târziu de club, da, dar lipsa lui Chiriche sunt două variante interesante mai la îndemână, pe cine să și chem până la urmă. Uite și Nedelcearu de la Under 21. Da, jucător de bază. Da. Marin, Băluță, Stoian și Anton. Interesantă și chemarea lui Stoian, jucătorul lui Crotone, mijlocaș central box-to-box, așa cum se cere în Italia. Știu, chemarea lui Băluță mi se pare ușor forțată. Chiar dacă a marcat primul său gol în Liga 1, în etapa trecută, totuși, nu prea înțeleg de ce a fost adus. Kipciu, Rotariu și Stanciu, aici nu e nicio surpriză. Și Budescu, Maxim, Mitriță, Florin Tănase sunt jucători de atac. Jucași ofensi? Atacanți, mă rog. Da, pe de asta am spus jucători de atac și acum avem și vârfurile. Drăguș, noutate, Țucudan și Cheșeru. Drăguș, în ciuda formei slabe. N-a mai înscris de 5 meciuri, mi se pare, Drăguș. Cred că e luat doar ca să ia puțin contact. Da, e luat ca să mai ia o dată contactul. L-a mai luat o dată să mai ia o dată. De logică, nu, Daniel? Da, până, păi, am luat cam ce se putea lua de la nivelul ăsta, pentru că sunt două jocuri foarte importante. Avem probleme mari în defensivă. Mă bucură revenirea lui Gabi Tamaș, pentru că Și apropo de Gabi Tamaș, am petrecut un an împreună în aproape zi de zi cu el acolo și în Israel și cu siguranță a fost unul dintre cei mai buni jucători străini și unul dintre cei mai buni fundași din Liga 1 din Israel. Luna viitoare va împlini 35 de ani și uite ce face Tamaș în Israel. Își schimba frizura, ne spuneai, în fiecare săptămână Da, aveam niște prieteni care erau hairstyliști foarte cunoscuți în Israel. Dudu și Simon aveau un salon celebru așa, au un salon celebru în Israel și ne-am împrietenit. Acolo mă tundeam eu, a fost și Gabi și cu toți, aproape toți jucătorii de la Boyle Haifa. Nu ți-ai făcut o minge sau o pustie din asta? Bine, Gabi e foarte atașat de suporterii lui. Dar Boyle el peste Haifa. Tot pe unde a fost și foarte iubit, e foarte iubit și paradoxal, deși a fost primele lui goluri marcate în Israel, au fost contra Maccabi Haifa, e clubul rival de moarte. Și foarte apreciat de suporterii lui Maccabi Haifa. Și acum, ca o glumă, vroiam să ies cu el în oraș, pentru că foarte multe lucruri aveam reduceri la restaurante sau la magazine, aveam reducere. Era simpatic pentru toată da, lumea. Era recunoscut și foarte apreciat, cum ai zis. Vedem și programul transmisiunilor Lux Sport și Lux Plus mâine. U Cluj-Dacă Getica, partidă care va începe de la ora 12, apoi ne mutăm în Liga 1, Dunărea FC Voluntar, Șep și Gaz Metan. Foarte interesantă și această partidă, pentru că sunt două echipe de play-off în acest moment.
Partidă din Superliga Turciei la 20:30 de minute pe Lux Sport, Konya Spor, Beşiktaş și de la ora 21 pe Lux Plus, FCSB, Concordia Chiajna. Vă reamintesc, un singur punct a rămas acum între FCSB și CFR, primele două poziții din clasament. Îi mulțumesc lui Daniel Stanciu, îi mulțumesc lui Cristi Asaloș, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi și vă dorim vizionare plăcută alături de programele Lux Sport și Lux Plus.